În ultimul timp au apărut diverse zvonuri în ceea ce privește o ruptură în Uniunea Social-Liberală. Deputatul Virgil Guran spune că acest lucru nu se va întâmpla nici pe plan local, nici la nivel național. La nivel național sunt anumite frământări, anumite discuții. Eu cred că sunt normale. Am mai spus, doar în Partidul Comunist era ordine, disciplină, toată lumea iubea pe toată lumea, teoretic. Aici este clar că din aceste controverse se naște progresul. Conform deputatului Prahovean, aceste zvonuri au apărut în urma discuțiilor despre proiectul Roșia Montană. A intervenit o discuție mai amplă datorită proiectului Roșia Montană. Va continua această discuție, dar părerea mea și nu numai a mea este că Alianța va merge înainte. Trebuie să încercăm să rezolvăm problemele promise oamenilor. Dacă ne uităm statistic, încă nu s-au rezolvat decât puține, dar totuși s-au făcut niște pași. Dacă acum începem să ne certăm, sigur, politicul și sfera guvernamentală va fi frământată câteva luni și nu se va putea lucra. Deputatul Virgil Guran consideră că cele două partide trebuie să lucreze împreună pentru binele cetățenilor.